Dragi prieteni, la Actualitatea Băcăuană, televiziunea noastră, Exclusiv TV, a prezentat o serie de invitați primari, dar iată a venit momentul să vă prezint și un consilier local și ne bucurăm foarte mult că a acceptat invitația de a fi prezent astăzi în studioul nostru. Un consilier local care își propune să sprijine candidatul la primărie, actualul primar, domnul Luca, în comuna Balcani. Comună pe care v-am prezentat-o de mai multe ori, o comună frumoasă, o comună în care m-am născut și eu și sunt mândru de acest lucru și întotdeauna am spus, atât la televiziunea noastră cât și cu alte ocazii, că e un loc care îmi este drag și pe care îl port mereu în inimă. Așadar, îi salutăm pe prietenii noștri din comuna Balcani și, de asemenea, salut prezența domnului Ivu Ioan, un consilier, un om de ispravă, un om bun gospodar, așa cum spunea domnul Barna Ciprian în primăvară, nu? Da. Când v-a invitat să faceți parte din echipa lui. Da, în primul rând, bună seara. Așa, bine ați venit. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Da, mai exact, ca să încep cu începutul, aseară domnul Barna a fost la un alt interviu în care vreau să-i dau o replică. Domnul Barna ne cunoaște mai de mult, fiind din localitate cu mine, din Balcaniul respectiv Ludaș, doar de vedere. Într-adevăr, prin 2016 m-a contactat să mă aliez cu el în partid. Am spus, domnul Barna, nu sunt pregătit, nu... Politica, na, e cam stufoasă, e cam da, sigur. La nivel așa și mai așteptăm pe parcurs, poate... Și s-au făcut niște declarații la o televiziune din Bacău, colegi de-ai noștri. Da, da, da. Mie mi s-ar fi părut normal ca presa din Bacău să vă dea un drept la replică, adică să vă invite să puteți răspunde. Da, mi s-ar părut normal să fi fost să ne implici direct și pe mine acolo. Sigur, sau într-o dezbatere chiar cu cel care... Dezbatere cu toți trei, că cu domnul David și stai bine, cu noi n-am nicio problemă, cu domnul Barna. Da, și după cum vă spuneam, deci anul trecut, prin toamnă, anul trecut, el a venit la mine, într-adevăr că alegerile se știau că sunt în iunie, nu se știa de pandemie, a venit... Domnul Barna, nu l-am căutat pe el. El pe mine m-a căutat, că n-aveam niciun interes să-l caut pe el, cum a susținut aseară în acel interviu. El m-a căutat, mi-a propus chiar de la începutul postul de viceprimar, chiar m-a rămas și eu puțin... Azi, domnul Barna, în primul rând, stați dumneavoastră să puteți... Dar domnul Barna speră că va ajunge primar? Da. Așa crede dânsul. Fiecare când pleacă la o luptă, pleacă cu speranță. Acum, da. Ia pe parcurs sau la final se va vedea finalul. Deci este un candidat, da? Da, este un candidat la funcția de primar al Partidului Național Liberal, din care face dânsul parte și i-a spus, domnule, stai mai întâi să ieși primar, să vezi care sunt lucrurile, după care discutăm. El mi-a propus, o spun chiar vehement, domnul Ivu, merg la notariat dumneavoastră, la mâine, și o fac prin notariat, procură, domnule, un procură, sau un act de abilitate pe care eu îți garantez postul viceprimar. Domnul Barna, n-ai cum să garantezi mitale postul viceprimar. Atât sigur. Atât timp cât tu, în primul rând, n-ai ieșit primar. Deci la el la a treia bătaie. Asta o dată și a doua că și viceprimarul este rezultatul unui vot. Exact, nu? exact. E un vot politic. Dar el este la a treia bătaie, ca să zic așa, cu un cuvânt mai... E ca mea bătaie la deci campionatul ăsta. În 2012 a candidat independent, în 2016... Deci a pierdut în 2012. În 2016 era candidat la Partidul Național Liberal și acum al treilea... Deci veșnicul pezant. Aveam și noi în zonă un... Da. Deci în toamnă am propus să chestiile astea, am zis, mai avem răbdare puțin, nu se știa că vine pandemia, că alegerile trebuie să fie ținute în luna iunie anul acesta. În ianuarie anul ăsta am semnat o adeziune, pe data de 20, dacă bine, ianuarie, în care el a și publicat-o pe site-ul lui și pe alte site-uri de promovare în Comuna Balcani. Pe Balcan. Facebook, da. Da, pe Facebook și pe, îmi pare că, grup știri. Nu mai știu. Domnul Bana e pasionat de Facebook, să știți. Da, cum să. Foarte pasionat. E foarte bine, asta nu e problemă. Știu, nu contez, nu, așa, fiecare cu pasiunea lui. Altul cu mâncă, altul cu internetul, altul cu... Dumneavoastră nu prea aveți timp să stați pe Facebook, eu, așa. Toată ziua faceți. Am afaceri, șantier, magazine... Dar acum, eu n-am mai fost de mult timp, au filmat colegii mei la ședințe. Domnul Barna lucrează undeva, are un serviciu, e angajat undeva?
Ce știți despre ei? Eu nu, dânsul. Eu chiar am avut un, ca să vă spun... Poate l-a angajat să la dumneavoastră, la firmă. Da, cu mare drag. Așa. Dacă e aptitudinile care are, nu... Da. Deci da. Eu chiar am avut un clinch cu el, vis-a-vis acolo o lună de zile, un ori ceva, când el, am fost și eu invitat. M-am dus din inițiativă, practic, la o ședință în care el rupea cămașa de pe el, domnule, banii noștri. Da. Contribuabililor. Domnule, banii noștri contribuabili sunt cei care au taxe, dau taxe și impuste la stat. Aia sunt banii contribuabili, nu? După câte am înțeles, el are niște datorii. Acum nu sunt sigur cât ce datorii. Sigur. Da, dar mi se pare corect. Eu sunt, domnule, sunt contribuabil, dau tax și impozite, am angajați. Deci vorbim, ca să fie clar pentru telespectatorii noștri, de consilierul local Barna Ciprian, da? Da. Pe care eu mi-l aduc aminte ca fiind veșnic împotrivă la multe, multe proiecte. Eu așa mi-l aduc aminte din șeful. Da, în 4 ani, practic, și-a arătat adevărata fața lui, care este vulcanic, vulgar, a vorbit urât în nenumărate ședințe. Acum n-am stat să-l analizez pe toate ședințele. Da, uitați ce spunea domnul Bana despre dumneavoastră. Da, vorbea frumos. Da. Spunea așa: stimați cetățeni ai Comunei Balcani, sunt onorat și bucuros să vă prezint un nou membru PNL în persoana domnului Ionuț Ivu. Deci, facem precizarea că a fost o propunere la vremea respectivă, dumneavoastră acum susțineți pe domnul Luca Vasile. Domnul Luca, da. Partidul Social Democrat. Ca să fie clar, nu facem aici pentru PNL propagandă. Exact. Un om cu un caracter integru, onest, bun gospodar și familist, un om valoros care și-a format de-a lungul anilor o reputație bună. Trebuie să recunosc că a pus și virgulele unde trebuie, domnul. Da, da, la capitolul ăsta, da. Virgule, puncte, tot pus. Da, ok. Gramatical. Bravo, da. Domnul Bana. Da. Felicitări, foarte bine. Am fost în negocieri cu el de foarte mult timp, chiar dinainte. Deci, domnul Bana, dumneavoastră până acum, până aseară sau când ați fost la emisiune la colegii noștri din Bacău, văd că vorbeați numai de bine despre domnul Ioan Ivu. Da? Acum, de ce dintr-o dată, domnul Bana, v-ați supărat și... Pentru că aveți un contracandidat și un... consilier local, dumneavoastră candidați pentru echipa PSD. Echipa PSD, al domnului Luca Vasile. Da, sunteți pe lista dânsului. Da, am înțeles. S-a supărat domnul Bana. Dânsul a fost supărat și pe mine la un moment dat, de-aia mi-a explicat, eu nu candidez nicăieri, adică nu am o problemă. Bun, deci acolo, la vremea respectivă, vorbea foarte frumos. Da. Acum, gata, dintr-o dată și-a schimbat că n-ați vrut să mergeți în echipa lui. Da, tocmai aici e mare, aici e mare supărare. Da. Ca să, așa, deci relația s-a rupt. Deci, practic, în cochetări eram și cu domnul Petrică Gânga, adică eu, Petrică Gânga, mai era și alte persoane, chiar am fost încă la, care sigur, este la pe lista lui de consilieri, da. Dar problema era în felul următor, la toți le promitea postul de viceprimar. Și la un moment dat eu am simțit jocul un pic prea strâns. Da. Știați că nu se poate realiza. Nu se poate, să ai patru vici, că le-a promisese și domnului David. Domnul David, bine, da, domnul David este la USR, dar auzi că fac alianță și îl pune pe dânsul, ce auzim? Dar el n-a făcut, am zis, domnul Barna, ar fi normal și firesc să facem o masă în care să ne întâlnim toți simpatizanți. Adică măcar primi 5-6 membri care crezi că ai bază în ei și încredere în ei, să ne vedem locurile, să ne vedem postul, să nu fie de clinciuri și după care să ne... Da, da. Să ne certăm de la... Ce alte probleme ați remarcat de asemenea la acea emisiune? Ce v-a mai deranjat în ceea ce... Bine, aici vreau să menționez... Pentru că aici vorbim de... Da, deci vorbim de... Aseară la emisiunea care a fost așa, el așa mi-a spus că sunt condamnat penal, că am acuzații foarte grave. Acuzații foarte grave. Păi dânsul ar fi trebuit să vină cu dovezi. Da, în acest eu sens. N-am avut timp astăzi. Că nu știu, n-am văzut emisiunea, dar normal era colegul meu să ceară dovezi. Exact. Da? Eu astăzi am fost plecat, nici nu știam că o să ajung așa de așa repede. Așa repede. Am fost plecat după marfă, că v-am spus că am și magazin local în care te zăpăzunez la două zile. Așa. Și am să mă duc mâine la Poliția Mâinești să cer cazierul. Să-l postez public pe rețelele sociale, ca să vadă toți cetățenii Comunei Balcani cine minte și cine nu minte. Eu cred că, așa, chiar dânsul, din câte știu, a avut și el o problemă cu un furt, la, nu știu, acum câțiva ani, am auzit și eu o problemă penală, cu o drujbă furată, deci nu știu acum dacă mi se pare corect, deci eu nu îl incriminez, dar până nu sunt dovezi clare, nu pot incrimina. Deci, dumneavoastră veniți cu dovada. Da, cu cazierul, nu poți denigra un om atâta timp cât n-ai dovezile clare. Da, sunt procese, poate să-ți doamnă Barna, veniți să ne povestiți cu drujba, dacă e adevărat sau nu. Eu acum nu pot să-l cred pe domnul consilier. Da, corect, eu ce am auzit și eu... Dar dacă aveți dovezi că nu e adevărat, că nu a fost,
Veniți la noi, da, la televiziune. Și eu v-am spus, deci nu pot susține, da, cu 100%. Da, deci dumneavoastră nu faceți acuzații. Da, aici. Nu fac acuzații. Deci asta zic, eu mâine sunt cazierul, mă repet încă o dată, o să-l afișez public pe toate rețelele de socializare care sunt în comunitatea noastră, ca să vadă electoratul și comunitatea din Balcani. Că totuși, pe cine, dacă, care sunt susținătorii lui înflăcărați, că minte cu o înrășinare extraordinară, ești din comun, și nu mi se pare corect și ontologic din punct de vedere, nu știu, atâta timp cât nu poți bate un adversar din ceea ce ai făcut și prisma faptul cum te-ai putut creiona până la vârsta aceasta. Da, da, da. Deci nu putem acuza. Eu așa aș fi văzut o campanie electorală corectă la Balcan, ca domnul Barna să vorbească despre dânsul. Da. Adică da. Cea mai corectă campanie este prezinți în fața electoratului. Exact. Domnul, eu sunt Barna Ciprian, am făcut asta, asta, asta. Dar nu te-a pus să faci o campanie bazată pe neadevăruri, dar, da, cu ceilalți, da, mai ales că nu, dumneavoastră nu candidați la funcția de primar. Susțineți, da, susțin, pe domnul Luca. Da, da, da. Deci nu văd așa, n-am el trebuie să acum prezinte ce vrea să fac el ca primar. Dacă exact, eu n-am fost până acum nicio funcție publică, n-am fost consilier, n-am avut... Tocmai de aia nu, da, înțeleg atacul ăsta. Exact. E clar că e supărat domnul Bana, că n-ați ales pe el, să-l susțineți pe el. Că a pierdut un om înseamnă important. Că nu prea timp cât a venit cu atacuri înainte de alegeri, cu două zile înainte. Deci, dumne, dacă aveai să faci o chestie genul ăsta, veneai cu măcar o lună de zile ca să avem timp să facem o confruntare. Sigur. Înseamnă că n-are susținere domnul Barnac. Înseamnă că nu știu. Faptul că dumneavoastră nu ați acceptat să mergeți în echipa lui, e clar, înseamnă că da, motivele sunt foarte multe, începând de la, da, comportamentul lui vulgar. Păi mă întreb, mai multe nu mai zic. Bănuiesc că dânsul are și el o echipă acolo trecută de consilier. Da, 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 da. Dar dacă se va comporta nu, cum s-a comportat cu dumneavoastră... Eu nu am nimic cu echipa dânsului. Respect, exact. Ne respectăm, sigur, ne salutăm, frumos, vorbim. Da, da, da. Deci nu am nimic. Deci domnul Barnal, acea persoană care nu este cu el, deci el nu are... Deci, tot timpul denigrează. Eu la asta mă refeream. Deci... Că oamenii din echipa dânsului, dacă vor fi la fel tratați cum ați fost dumneavoastră, da, cu chestiuni de genul ăsta, nu văd bine. Nu văd. Nu așa se face. Să vedea finalul, da, finalului. Acum, stați că mai am câteva chestiuni care vreau să vă întreb, că în emisiunea aia au mai fost niște acuzații la adresa dumneavoastră, dumneavoastră spuneți, chiar nefondate, da, în legătură cu activitatea dumneavoastră profesională. Da, eu ca să vă spun, să începem cu începutul. Deci, din 2013-2014 am început intens șantiere în lucru. Am început cu finisaje, cu ridicări la roșu, am făcut echipă, aveam echipă mare înainte, acum bine că oamenii au plecat, Germania, Franța, da, Anglia, da, da, au plecat. Da. Puteți să-l opriți. Așa. Așa. Și am început șantiere. Între timp, începând șantiere în comună prin anii 2013-2014, la timpul meu erau prea mulți constructori pe zonă. Așa. Fiind o comună frumoasă, o comună mare, o comună așa, am început și lucram, am lucrat doar particular. Aici vreau să precizez faptul că m-a acuzat și mă acuză și m-a acuzat și înainte și așa după, și după, și chiar aseară, că am avut contracte cu Primăria Balcan. Eu vreau să menționez faptul, să precizez, firma mea, Seci Gianiani, se poate căuta pe site-ul primăriei, pe SEAP-uri, pe toate așa, dacă a avut un contract măcar cu un leu. Deci n-am avut niciun contract cu Primăria Balcan. Deci nu am lucrat cu primării, nu numai cu Balcan, nici cu Pârjolul, nici cu Ardeaua, nici cu Bacău, deci nu am avut. Dar aici să știți că nu trebuie să vă justificați dumneavoastră, pentru că se poate... sunt ședințele de Consiliu Local în care se prezintă constructorii contractele. Deci aici cei din Balcan știu sigur cum că este, noi. Vine înainte cu două zile de votări ca să prindă ca să mai câștige voturi. Ivo este slugoiul, că așa a scris pe un site, slugoiul PSD-ul, un alta. Ce a vrut, ce n-a vrut, așa, și eu practic nu i-am dat replică pe rețele, că am zis, n-am timp și nu, chiar nu vreau să mă bălecăresc cu el pe rețele, că intrând în clinciuri de astea cu el, nu mai pot scăpa de tot felul de acuzații. Bun, eu în 2008, da, am început în 2003-2004, v-am spus șantierul, da, așa, în 2008 am fost contactat de Părintele Cernat de la parohia Schidul Frumoasa, în care m-a rugat dânsul, domnul Ivu. Am lucrat foarte mult pe zona Schitului. Da. Balcan, marginea Schitului, mai puțin pe Frumoasa. Și, bineînțeles, Ludaș. Din născut, crescut în Ludaș. În Ludaș, da. Ei, și părintele m-a rugat frumos, domnul Ivu, puteți să ne ajutați și pe noi casa, precizez faptul că casa prasnicală, cădirul casa prasnicală, fusese ridicată. Deci eu am făcut doar finisajele interioare, glet, tencuială, tavane,
tot ce însemna de noi așa, fațada cu polistiren decorativ, aleile care sunt aferente, în casa parohială, o cameră, dacă mi-aduc bine aminte, la un preț de jumătate, nici jumătate de preț. Hai să ne ținem cont că e casă preasnicală, în sat, eu l-am născut într-o familie din creștini, de oameni credincioși, da. Deci nu, am fost crescut cu bun simț, cu respect. Sunteți ortodox, nu? Ortodox, da. Așa. Da, da, da. Și părinții, și frații, și tot. Așa? Și a făcut-o la preț de jumătate. Deci asta se poate dovedi prin faptul că la momentul acela, cred că și acum, consilier parohial cu casierul parohiei Schitu era domnul Petrică Grepinoiu. Actualmente este și consilier. Da. Da. Deci se poate verifica banii care, deci într-adevăr am făcut-o printre timp, nu am stat de lucrare aia ca să zic, dom'le, mă duc și stau în două luni, să termin sau o lună jumătate. M-am dus două săptămâni, am mai lucrat prin sat la diverse persoane, mă știu toată zona, cel puțin băieții care sunt plecați, am ridicat atâtea case în zonă, cel puțin 70 de case, în afară de finisaje, și am făcut-o printre timp. Și am zis, dom'le, la jumătate de preț ca să fie lumea mulțumită, să nu, dacă pot face un bine, fă-l. Dacă nu, lasă-l pe om, am un problem, lasă-l cum, exact cum s-a născut și cum este. Bun. Asta ar fi casa praznicală din la Schitu Frumoasa. Venim mai încoace la Rățeni. La Rățeni, pe timpul era preot, așa, domnul Părintele Ionuț, care mă numesc Lerte. Acum, actualmente este altcineva. La fel, s-a negociat prețul cu virgulă consilierii parohiali la momentul acela. A fost și domnul Rață. Chiar vreau să precizez faptul că era, încă mai era pe mandat pe timpul acela. Da. Cu Petrișor, care electrician, cu Nea Vasile... Nu mai aminte numele care nu casierul. Trebuie să intrăm în multe detalii. Da, deci, am înțeles. Așa la fel, s-a negociat prețul la 7 lei metru de ten cu iadă, 7 lei, 8 lei metru de gresie, 7 lei gletul, vă dați seama, acolo la fel. Vreau să precizez că casa praznicală și parohială, că acolo la parter este praznicală, la etaj este parohială. Era construită de părintele Cioineac, care fusese la parohia. Da, deci tot așa, finisaje și... Toate finisaje, inclusiv baie, bucătărie, gresie, faianță, instalație de apă, totalmente așa, la fel la prețuri derizorii. Deci, partea de lucrare făcea 3-4 milioane, lucrată cu 100 de milioane. Deci, iar bani lăsați de domnul Ivu. Sigur. Așa. Ajungând mai departe, ajung la parohia din care face și parte din Barna, din parohia Balcani, centru, în care părintele Romică. Așa. La fel, acolo, într-adevăr, casa... praznicală, mortoală, sunt ridicate. Noi am betonat 300 de metri pătrați de betoane cu fundații care s-au așezat pavele, la fel, cu 300 de metri pătrați, cu alei, cu un foișor de vară. La casa mortoală am gletuit, zugrăvit și mai sunt lucrări de făcut. Acolo a fost o chestie, o donație, ca să vreau să precizez faptul că a fost din partea unei cu mătre de-a mele din Spania, care mi-a trimis, domnule, cât faci lucrarea? Doamnă, lucrarea face vreo 4.000 de euro. Dar nu, cât aveți, dacă dați o donație fiecare. Mi-a dat 1.500 de euro și din Consiliul Parohial Balcan mi-a dat 25 de milioane, 2.500 de lei, adică bani noi. Da. Atât din 4.000 și ceva, deci m-am ales cu... La fel, am lăsat o donație... Cred că destul de onorabil. Foarte, foarte bine ați făcut. Da. Ajungând la parohia Ludaș, din care fac și eu parte și respect domnul părinte Cioineac, un om de valoare și un om valoros pentru comunitatea noastră din Balcani, casa praznicală a fost mortuală și praznicală, a fost ridicată din temelii de mine. A fost luată deci chiar de la nivelul zero. De la zero, da. Jos la parter este casa mortuală, casa praznicală este deasupra. Deci am lucrat și acum lucrăm de vreo 6 ani de zile. Deci acolo am lăsat cei mai mulți bani din partea mea, ca să spun. Și acum domnul Barna vine cu acuzații grave la adresa că am făcut afaceri cu primăria, afaceri cu preoții, afaceri. Deci chiar eu vreau să-l... Păi da, întrebați-l pe domnul Barna dacă dânsul a construit ceva. Eu pe domnul Barna vreau să-i transmit felul, nu știu dacă a contribuit. Eu înțeleg, să știți că dacă, mai ales dumneavoastră ați fost foarte meticulos, ne-ați dat detalii așa. Da, și mă bucur că ați venit cu elemente concrete. Acum... Întrebați-l și pe dumneavoastră, pe domnul Barna, ce a construit el de la zero ceva, să ne spună că el vrea să fie primar, am înțeles. Eu n-am o problemă. Da, el vrea să fie primar. Domnul Barna, mult succes, țineți-o tot așa, dar da. Ce faceți cu... Vă certați cu oamenii așa... Eu pe mine nu mă interesează ce a construit el. El știe foarte bine și știe și electoratul. Păi nu, dar probabil că cetățenii o să-l întreabă. Domnul păi Barna, da, sunteți cetățenii, sunteți stare el pe Facebook, absolut. Așa, da, stare cu scrisul. Am observat, scrie bine. Nu da, e, dar nu e bine. Numai cu scrisul pe Facebook, da, nu cred că poate fi condus o comună. Exact, din punctul meu de vedere. Cu 7.000 și ceva de locuitori,
Mi se pare absurd. În primul rând, domnul Barna n-are, cum să vă spun, experiența de management. N-a condus o firmă, n-a condus oameni, n-a condus o altă. Domnule, ca să vii să conduci o primărie cu 40 ceva de angajați. Exact. O comună cu 7.000 și ceva de... Dar văd că vine și văd de lecție dumneavoastră, așa. Da, el dă lecții la toată lumea, care nu este cu el, dă lecții. Deci aici nu e... Deci, eu l-aș întreba în parohia lui, da, la Balcani. Nu l-am văzut cât am lucrat acolo cu echipa mea, nu l-am văzut, domnule, o singură dată să vină, să vadă stagiul lucrării, lucrarea cum se execută, sau se contribuie cu ceva. Deci acuzații nefondate. Acuzații nefondate, da. Eu... Chiar ați făcut niște lucruri foarte frumoase și asta, da, și mai fac, arată că sunteți un bun creștin, un om care, da, aveți credință în Dumnezeu, că altfel nu ați făcut lucrurile astea și... Eu mai dau și un exemplu, s-a mai întâmplat la noi în zonă și multe incidente, focuri în alta. I-am ajutat și lumea, domnule, am făcut un acoperiș gratuit, deci am ajutat foarte mult, domnule. Deci ați făcut și lucruri caritabile. Da, caritabile, dar cum se... Și mai fac continuare, la fel, deci n-am fost omul care, domnule, am văzut doar, mi-am văzut saci în căruță, nu. La fel, o echipă strânsă, am oameni de 15 ani, am oameni de 12 ani la mine echipă, dacă eram un om care, fără simț de răspundere... Dar și... să știți că eu cred că dacă îl votați dumneavoastră pe Barna, vă iartă Barna, nu mai scrie nimic rău. Da, probabil. Dar nu, probabil. Cred, nu puteți face, aveți altă opțiune electorală, nu? Deci ar fi chiar cerașul repetor. Da. Poate asta dorești. Trebuia să probabil, vă... probabil că asta dorește. Votul meu atârnă greu. Dacă mă votați, nu mai scriu nimic. Exact, așa. Exact. Da, deci asta... Da. Ce alte lucruri v-au mai deranjat la emisiunea asta? Cam astea au fost, nu? Sau mai sunt Da, v-am spus că m-a făcut, deci, domnule, că sunt pătat, că casele praznicale, bine, adevărul, anul trecut, pe rețea la fel, că am, deci ca să fac o paranteză aici, domnul David, Cristian David, colegul lui de la USR, care a fost aseară cu el, bine, nu m-a atacat aseară, ce să mint, că nu a atacat cu absolut, da, a atacat pe cel Ivu, de la domnul Petrică Gânga, consilier local care candidează și dumnealui. A, mai este un Ivu, un Ivu Titel, da. Aici, atenție mare, la când alegeți, aveți grijă dacă doriți să-l alegeți, pentru că, dragi cetățeni, o să aveți pe de o parte, trebuie să puneți ștampila pe primarul, da, pe care doriți să-l alegeți, dar și lista de consilieri, da? Atenție, dacă vreți să-l votați pe domnul Ivu Ioan, aveți grijă să nu votați cumva la alt partid. Da. Că se supără iar domnul Barna. Spune, băi, ați votat greșit acolo. Da, da, da. Deci domnul Barna e președinte de organizație PNL Balcani. Da. 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 Nu, eu n-am o problemă. Cam câți candidați sunt la funcția de primar la Balcani? Cinci. Parcă, da. Domnilor candidați, noi și televiziunea, cred că și domnul Ivo aici, vă urăm mult succes în alegeri. Eu vreau o competiție, dar să fie o competiție scurată, corectă, sinceră, da. Și fiecare cum și-a creionat până la vârsta aceasta. Dumnealui are 37, eu am 40 de ani. Dumnealui, cum te-ai creionat până acum, lumea te-a catalogat exact cum ești, ce ai făcut. Sigur. Nu trebuie să fii tu să arunci cu noroi, să denigrezi oamenii. Dar să revenim înapoi la, la domnul David Cristian, acolo o lună și jumătate, două luni. La fel, pe rețea de socializare, am început să spună că am islazuri, la fel, cu primăria Balcani. Și am scris, am făcut chiar un live la timpul ăla și am spus, domnul Cristian David, izlaz nu am eu, deci eu nu dețin nicio măcar o prăjină de izlaz. Am terenuri la Băsești, într-adevăr am terenuri, am cumpărat cam 10 hectare proprietate personală, așa, și părinții, socrii mei se ocupă cu creșterea animalului. Deci n-au ei vârsta, adunați la amândoi la un loc, socrii mei de când cresc animale, din tată în fiu, e o afacere de familie. Sigur. Da, și primăria Balcani a acordat izlaz, dar nu numai lor, le-a acordat 33 de fermieri. Deci, sigur, da. Deci se dă în concesiune, nu? Exact, dar și la data abia din 2019, deci până în 2019 nu a avut nicio prăjină. Chiar dacă ați fi avut și dumneavoastră, nu este nimic rău în asta. Eu chiar apreciez oamenii care știu să... Domnule, eu aș invita pe ei, măcar o zi să stea într-o fermă, să vadă câtă muncă este la animale, că ei nu știu, ei merg pe o campanie acum cu sloganul că ajută fermierii din comună. Dar poate-i supărat domnul Barna, poate vrea și el în concesiune să ia ceva. Probabil, da. Vedeți? L-ați cam supărat pe domnul Barna. Și eu personal, deci părinții mei cresc animale. Chiar dacă ați fi luat teren, avea mai concret, da. Părinții mei sunt pensionari, au fost învățători, la pensie și acum cresc animale și ajut și eu. E foarte deci frumos. Avem o rasă de angus, chiar îs implicat și eu, nu...
cum să vă spun, părinți, spre numele părinților, am câteva, nu am multe, am văd 20 la număr, îmi place această rasă, că e o rasă de carne, vreau să promovez chestia asta, eu vreau chiar să vin în campania, după campania asta electorală, și că domnul Luca să mă sprijin în chestia, a ajuta fermierii din comună, că aici e un lanț a slăbiciunilor, care, fermierul care crește și la coada vacii, cum se spune pe românește, ăla e cel mai muncit și ăla e cel mai neplătit. Și trebuie respectat. Da, respectat, domnule, munca în fermă este armată. Este o armată munca în fermă. Da, domnul Barna nu știe ce înseamnă în fermă, fiind faptul că nu știu dacă are, nu știu, pisici sau căței. Sau așa, deci, Păi asta trebuia să ne povestească domnul Barna. Cu ce se ocupă, ce animale crește, dacă are teren, dacă nu are teren, dacă e angajat undeva, dacă lucrează. Eu zic că, și am spus-o aici la această emisiune de fiecare dată, domnule, vorbiți, sunteți candidați, da? Vorbiți despre voi, despre lucrurile pe care le-ați făcut în viața voastră. Așa te prezinți ca și candidat, da? Mai ales când vrei să fii primar. Și lupta asta mi se pare un pic aiure, așa, decât pe ei tu de consilier. El trebuie să discute la nivelul lui ce vrea să fie primar. Dar încă o dată, e supărat, este clar și îl înțelege pe domnul Bana, e clar. Dacă n-ați vrut să lucrați cu dânsul, vă critică acum. Atâta timp, deci, staful Bacăului al PNL-ului. Eu mă întreb, după campanie, ce o să facă domnul Bana? Dacă lumea nu-l votează, cum facem? Pe cine mai critică? Știu pe cine, mă va critica pe mine. Spune, domnule, am pierdut alegerile din cauza lui Eugen Ungureanu. Asta e toată. Domnul Bana, facem o înțelegere aici ca să fie clar. Știți că eu întotdeauna acord dreptul la replică tuturor celor despre care vorbim. Și aveți acest drept, aveți numărul meu de telefon, aveți adresa de e-mail, repede, vă acordăm un drept la replică, dar vedeți să nu treacă alegerile. Că după aia nu mai e. Dar în primul rând o să vă rog, domnul Barna, să-mi prezentați portretul dumneavoastră, cu ce activitate vă ocupați, ce fapte de vitejie în Comuna Balcani ați făcut, câți copii ați ajutat, câți bătrâni, ce caritate, ce întreprindere, ce firmă aveți, ca să prezentăm, să vă ajutăm să câștigați, domnul Bana. Eu n-am o problemă. Dar așa cum spuneți, vă luați de toată lumea, așa, nu știu. Eu îl aștept pe domnul Bana și e dreptul lui să vină să spună ce nu e. Mi se pare normal și îmi pare drept la replică. Și are dreptul acesta. Ce vreau să precizez și transmit domnul Bana în direct și mi-asum toată chestia. Deci eu, în primul rând, după ce termină alegerile, eu deschid o petiție la Tribunalul Mănești, în care să demonstreze că firma Gianni Ani sau eu am avut afaceri cu primăria Balcani. Aveți acest drept, da. Și am făcut afaceri de 20 de ani, deci așa s-a exprimat el, că de zeci de ani fac afaceri în spatele PSD-ului, mă ascund, și să demonstreze cu negru pe alb, scris, instanța va decide dacă vine, să vină cu probe și vom vedea după aia, să dăm în fața electoratului și a Comunei Balcan, să vedem adevărata față lui domnului Barna. Care este? Deci asta îi transmit. Deci îl aștept în instanță. Aveți acest drept și dânsul are dreptul să vină la noi. Noi nu știu dacă l-am acuzat. Și instanța are dreptul să vină dacă... Noi nu l-am acuzat că nu știu cu ce se ocupă, că l-aș fi acuzat eu ceva în numele dumneavoastră. Dar nu îl acuzăm deloc. Noi spunem să se prezinte, să vină... Nu l-am acuz pe nimeni. Atât dacă vreau competiție, să fie competiție loială. Nu sunt. Pe mine nu mă câștigă nimeni aici la emisiunea mea să vină să-mi vorbească despre altcineva. Dumneavoastră ne-ați povestit despre dumneavoastră. Exact. Susțineți un candidat, un om foarte serios pe care îl respect foarte mult. Un om gospodar. A fost în opțiunea dumneavoastră, dragi cetățeni ai Comunei Balcani. L-ați ales în 2016. Aveți ocazia încă o dată să-l alegeți dacă sunteți mulțumiți de activitatea dânsului și proiectele pe care le-a realizat. Și domnul primar Vasile Luca a dat un raport, cum se spune, aproape zilnic. L-am văzut, a pus, în fiecare zi spunea, am fost în cutare loc, am făcut. Deci, acum, sigur că încă o dată și ceilalți candidați, tot respectul, să vină cu faptele, să le prezinte, așteptăm, noi suntem deschiși. Dacă o să doriți și uite, ca să vadă domnul Bana că eu sunt deschis și față de dânsul, spun și public numărul meu de telefon, că nu e secret, 0722 410597, spun 7 ca să fie clar, și adresa de e-mail a noastră este tvbucurești@yahoo.com, da? Deci puteți să ne trimiteți un răspuns, puteți să spuneți și versiunea dumneavoastră. Sigur, încă o dată mi-aș fi dorit ca televiziunea la care a fost dumneavoastră domnul Barna, televiziune care a apărut acum la alegeri și care va dispărea imediat după alegeri, da? Exclusiv TV rămâne, știți, ne vedem.
Sunt colegi de-ai noștri, eu nu am o problemă, dar ideea este că așa ar fi fost corect, da, corect. Să vă contacteze televiziunea și da. Să vă dea posibilitatea să răspundeți dumneavoastră. Deci, e o dezbatere, hai să spunem, electorală, deși mi-aș fi dorit să vorbim mai mult despre domnul Barna, dar, nu știu, să ne spună unde îl găsim după alegeri. Eu tare sunt pentru că, și aici de ce sunt eu un pic supărat pe domnul Barna, pentru că s-a comportat foarte urât față de reprezentanții Partidului Social Democrat în vizita lor în Comuna Balcani. Nu, așa câștigi, domnule Barna, nu câștigi jignind un șef de partid, un primar, un consilier local. Chiar nu și așa. La altă seară a venit domnul Benea, Dragoș Benea, exact, foarte urât. Europarlamentar, da. Dragoș Benea, da, am văzut filmarea. La Băsești, a venit cu... extrem de agresiv așa, domnul Barna. După aici. Care domnul Benea a vrut să vină, domnule, stăm la apă la o cafea. Așa, ne voi veni la o cafea la magazin. Și putem discuta. Da. Foarte deschis. Da, 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 foarte deschis. Domnul Barna a venit cu mașina în fața parcării mele, a scos, a filmat, a strigat, uite acum îi ușea comisioanele de pe... Deci domnul Barna filmează în continuare. Da, deci eu vreau domnul să Barna, dacă nu aștept în instanță, cu toate dacă nu ieșiți primar, vă angajăm la televiziunea noastră, văd că vă place da, filmatul. Și așa filmează la anunț, deci omul este ok. Bine, de depun o cerere, da, să deci vedem dacă o aprobăm, să văd. Da. Îi spun, domnule, n-ai ieșit primar, să mă mai gândesc dacă te angajezi cameraman. Adică trebuie să ai și un portofoliu, să ai o activitate. Exact. Acum, bine, eu îi dau o șansă, poate vine totuși la televiziunea noastră, că am văzut că filmează. El se filmează singur acolo la ședințe, încălcând legea, domnul Barna, încălcând legea. Nu aveți dreptul să filmați ședințele de Consiliu Local. Acest așa... drept îl au doar instituțiile de presă cu acreditare. Am mai povestit-o. Și am spus-o și lui domnul Gângă la un moment dat, s-a supărat pe mine. Dar asta e, asta da, asta e realitatea. La multe ședințe făcea monolog în loc să facă dialog. Exact, da. Dar eu intram domnul Barna că după ziua de luni va avea dialog, va avea oameni la masă. Trebuie. Cu cine să facă da. Dialog. Deci, da. Chiar... cam așa. Ce mai aveți de adăugat? Și uite, fiindcă tot profităm că sunteți da. La emisiunea noastră, dați un mesaj pentru cetățenii Comunei Balcani, pentru că și dumneavoastră candidați pentru funcția de consilier local. Da, ce le transmiteți cetățenilor din Comuna Balcani? Cetățenilor din Balcani le transmit, să, în primul rând, să vină la vot, într-un număr cât mai mare. Practic, comunitatea va sta în mâna lor, votul lor contează, orice vot. Am fost și în campanie și am spus, orice vot contează. Contează, fiind alegeri din primul tur, așa contează la un singur vot. Și să aleagă exact cu, nu știu, cu înțelepciunea lor. Pe cine... pe cine doresc. Dorește și cine va vrea să conducă cu să aleagă următorii patru ani. Care au făcut ceva. Exact. Exact. Care a făcut ceva, care a demonstrat că se poate face ceva și care sunt echilibrați, calculați, cu cine să stai de vorbă, cu cine să discuți o problemă, că comuna este mare. Este de 7.000 locuitori. Sunt atâtea probleme care se întâmplă într-o zi, da, păi într-o lună, da, păi în 5 ani. Dacă tu nu ai răbdarea, s-a spus pe fiecare cetățean, că e mai bătrân, că e mai tânăr, că e mai în vârstă, că... deci, nu știu, sunt chestii care să ai răbdarea, să aștepți fiecare cetățean să spună probleme care le are, ofurile. Așa, dacă o fire vulcanică și cum este el, nu prea-l văd pe scaunul de primar să aibă această răbdare care el practic la ședințe. El se abține din multe ședințe. Deci, acum, știți, nu se spune cu cine votez. Dar totuși, pentru telespectatori, pe cine veți vota ca primar? Mi-ați spus spuneți o cu nume și prenume. Mi-ați aruncat o trebuie ca la fel decât... corect. Nu, dar da. E bine să audă lumea. Normal, dar, deci, dacă doriți să dați răspunsul ăsta. Cum să nu? Deci, eu votez pe domnul Luca Vasile, un primar destoinic, un primar gospodar, un primar care a demonstrat de-a lungul timpului, că rămâne statornic pe situație și pe poziția care este și un om care vrea să facă ceva cu o echipă adevărată care o are în spate și care îl va sprijini în toate proiectele care are de viitor. Și o să-i fie alături și toată echipa o să fie alături cu, și ca să fim, să facem ceva în comunitatea asta. Eu sunt de acord cu toate. Și ce spune domnul Barna, mai spun apă, canalizare. Dom'le, nimeni nu este contra, nu se bagă apă și canalizare. Dar toate la timpul lor și sunt atâtea comuni. Să ne uităm împrejurul nostru, Pârjolul, să ne uităm Solonțul, să ne uităm Ardeoaneu. Dom'le, nici astea n-au apă. Deci este un proiect de anvergură acum care se face. Sigur, da, pe Pârjol, Balcan, Berești, Aslău, care e un comun care se face datorită faptului că o comună mică, o comună așa, nu putea să acceseze acest proiect mare. Deci nu cred că este un candidat la primăria Balcani care și nu-ți dorească apă și canal.
Cu gazele este o poveste mai lungă. Acum cu gazele e o problemă mai delicată, nu știu. Da, avem vești bune cu gazele, pentru că un miliard de euro sunt deja pregătiți de guvern pentru acest proiect cu gazele. Da, da, da. Deci e foarte bine, pe drumul cel bun. Da. Chiar dacă la guvernare e un alt partid decât al dumneavoastră, dar nu contează. Să știți că până la urmă, și aici și cu asta cred că ne apropiem de final, am constatat că la alegerile locale cetățeanul alege omul. Exact. Și, sigur, după aia se gândește la partid. Domnule, eu fac parte din partid, normal, firesc, retoric v-am întrebat cu cine, vă știam cu cine. Îți votezi liderul pe care l-ai în partid. Exact. Este evident. Dar încă o dată, și mă bucur că a spus, lumea să vină la vot și să aleagă faptele, nu exact. Vorbele. Da, exact. Faptele. Așadar, vreau să-i transmit domnului primar un mesaj de aici, de la domnul primar Vasile Luca. Aveți un consilier de nădejde aici, un om de calitate, un om care muncește, un om care face lucruri foarte frumoase și vă felicit și știu că aveți în echipă oameni deosebiți. Așadar, eu propun, domnul primar, să ne vedem la o cupă de șampanie după alegeri la primărie la Balcani. Iar ceilalți candidați le doresc mult succes în să convingă oamenii și să fie aleși și să ne vedem și cu dânsii de asemenea sănătoși la primărie la Balcani. Pentru că televiziunea noastră va filma în continuare și în mandatul următor ședințele de Consiliu Local. Domnule Ivu, dacă mai doriți ceva pe final să completăm, dacă nu, cam astea ar fi, discuțiile și să știți, domnul Ivu, la această masă, oricând, vă primesc cu mare drag. Cu respect, mulțumesc și Doamne ajută și să fie toate bune. Să fie toate bune. Dragii mei, votați, indiferent pe cine alegeți, mergeți la vot. Ne auzim după numărarea voturilor. Sunt Eugen Ungureanu și vă doresc tuturor multă, multă sănătate. La revedere!